Dragi prieteni, așa cum anunțasem în prezentarea pe care am făcut-o pe Radio Shalom, astăzi avem un invitat cu totul special, o personalitate a lumii diplomatice internaționale, domnul Arthur Matley, ambasadorul Elveției în România. Domnia s-a avut maxima amabilitate să accepte invitația noastră și pentru care îi suntem recunoscători că a venit să ne viziteze în studioul Radio Shalom. Sunt sigură că vom avea o oră foarte plăcută și nu vreau să trec cumva cu vederea să vă prezint pe buna noastră prietenă pe care o cunoașteți din sezonul 2 și deja este obișnuită în radioul nostru, doamna doctor inginer Marinela Ivan, care ne va ajuta, ne vom ajuta reciproc și cu traducerea. Aș vrea să nu pierdem foarte mult timp și cu îngăduința dumneavoastră am să mă întorc spre domnul ambasador să-l întreb dacă este pentru prima oară, domnia sa a fost acreditată în România în aprilie 2019, și să-l întrebăm dacă este pentru prima oară în România și dacă a avut timp să viziteze și ce i-a plăcut din ceea ce a vizitat în țara noastră. Your Excellency, first of all, I would like to thank you very much for your kind acceptance and for being with us today. And because I saw in your resume you are a career diplomat, so I would like to kindly ask you if you are for the first time in Romania, and if you had some time until April 2019 and now to visit our country, and what is your favorite place? Thank you so much for the invite to Shalom Romania, to this wonderful radio station, and to invite me. Thank you also for your question. Now, it's not my first time to Romania. I was in 2013 already here, but I have to say it was not as a tourist, it was in official capacity for what we called political consultations. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am să intru direct în răspunsul excelenței sale. Nu este pentru prima dată în România. Dânsul a venit în România în 2013 pentru niște întâlniri oficiale care vizau activitatea și viața politică a țării. Now you ask me whether I had any occasion to visit this beautiful country. Of course I did a lot of visits. I just looked into my car how many kilometers I was driving, which is a good indicator, you know, not only how much CO2 I was using, but also the kilometers. I came to 5,700 kilometers in Romania and quite a number of inland flights. M-ați întrebat dacă am vizitat, dacă am avut ocazia să vizitez ceva în România de când mi-am început misiunea. Da, am vizitat, am făcut o mulțime de vizite, am acumulat mulți kilometri la mașină, indicatorul este spre 5700, nu numai că au fost emisii de CO2 ca urmare a călătoriilor mele prin România, dar am descoperit foarte multe lucruri extraordinare. Your third question was whether I have any preferred place. Now, as a diplomat, I have to be very careful what I give you as an answer. Even it is an informal visit in our studio, I can understand this. You know, if I tell you just one place now in Transylvania, those in Moldova and Wallachia will not be happy. And if I mention a place in Moldova, the other two are not happy. And I just say Bucharest, then I have another problem. So how to get out of my problem? No. So I will give you an answer as a Swiss. I like mountains, and everything which is mountains gives me, of course, a big joy. I hope I answered diplomatically. yes, and I do believe our mountains are a kind of brothers with the Switzerland mountains. So we are in the same big region here in Europe, and the mountains are so beautiful, a big variety of landscape. I like that you said brothers, because if you would have said mother and father, I wouldn't be able to tell you who is the father and who is the mother. Yes. Ok. Traduci tu, da? Da. Și am reținut că m-ați întrebat dacă am deja un loc preferat în România.
ca ambasador ar trebui să fiu foarte atent în a vă da un răspuns, pentru că și Serena, tu ai menționat, dar e o vizită informală la radio, dar eu ca ambasador trebuie să fiu foarte atent, pentru că dacă spun Transilvania, supăr Valahia, dacă spun Valahia, supăr Moldova, și atunci am să vă răspund ca una elvețian, și anume, îmi plac foarte mult munții. Și Serena a spus, da, îmi plac, răspunsul dumneavoastră este foarte relevant, pentru că între munții noștri Carpați și munții din Elveția, suntem frați, munții noștri sunt frați. Și atunci domnul ambasador a spus, e foarte bine că a spus frați, pentru că dacă ați fi spus mamă și tată, n-aș fi știut cum să răspund, care e mama și care e tata. Noi putem să fim foarte fericiți că avem aici în studio, dincolo de, sigur, diplomatul de talie internațională și o mare personalitate, un om cu simțul umorului și extrem de plăcut. Mie mi-au trecut emoțiile, trebuie să vă recunosc că pentru mine este un debut, am vorbit sigur și cu alți domni ambasadori, dar este prima oară când sunt în poziția să iau un interviu. Mulțumesc foarte mult. Am văzut și vă spun sincer că am fost impresionată de cât de multe limbi știți și în cât de multe locuri ați fost. N-am să întreb care v-a plăcut, că vom fi în aceeași situație ca adineauri, dar aș vrea să vă întreb dacă există vreo amintire, fără să neapărat să ne spuneți, o amintire pe care o aveți dragă în suflet. Și pe urmă, have any memories or any memory in your heart regarding the places you have visited or the places in or countries you have missions and the diplomatic experiences without mentioning the country place, your closest memory and closest to your heart. Are you inviting me for a second session at the radio? I do believe you have a lot of memories. I think I was traveling in over 50 countries, and I think I will be able to tell you from all the countries something which I carry with me as a nice souvenir. It's not only, I think, the countries, but mostly people that I've met who impressed me very much, who perhaps also disappointed me very much. It depends then of the countries. But you know, I think it's really people, of course. Landscape is like a canvas in a beautiful picture, but you need more than just canvas. You need a little bit of colors, and these colors comes with the people. Yes, yes. Thank you very much. Now I would like to enter. Foarte pe scurt. Scuză-mă. Să precizăm că domnul ambasador, excelența sa, nu are nevoie de traducere în limba română decât foarte, foarte punctual, pentru că dânsul înțelege foarte bine limba română. Răspunsând la întrebare, a călătorit foarte mult și din fiecare țară în care a fost, în misiune sau în vizită sau în ca turist, are un loc care este neuitat și este mai ales locurile care i-au rămas foarte aproape de inimă, vizează în special oameni care l-au impresionat foarte mult, oameni cărora le păstrează amintiri foarte frumoase, dar există și oameni care l-au dezamăgit, dar mai puțin. Aș vrea să intrăm în subiectele pe care ni le-am propus, pentru că timpul, din păcate, este foarte scurt și timpul este deopotrivă prietenul și inamicul nostru. Aș vrea să vorbim puțin despre rolul minorităților în dezvoltarea unei societăți, a unei țări. Yes, on the role of ethnic diversity in the development of the society, I think we have to go back a few years. It was in the 90s, so after the Cold War, where we had in Europe, I'm speaking now about Europe, we had to have a discussion about what is that role. And it was not very clear, because for every single state in Europe, that function was a little bit differently interpreted.
Ca să discutăm despre diversitate etnică și despre rolul minorităților, în opinia excelenței sale, ar trebui să mergem câțiva ani înapoi, până în anii 90, după războiul rece, care a existat. Și de ce? Pentru că în fiecare țară rolul minorităților a fost specific și diferit de ceea ce se întâmplă astăzi. So we had, on the one hand, we had the Soviet Union with a proper understanding and its own understanding what is ethnic group diversity, and we had in the West a different understanding what this means, also respect of minorities, integration, rule of law, and all that. So we can't separate really the problematic of rule of law and ethnic diversity. So the Council of Europe, which is head office in Strasbourg, played a very important role in order to bring part of the answer to that question. Pe de o parte, am avut fosta Uniune Sovietică, fostul URSS, care a avut propria sa înțelegere asupra grupurilor etnice. Pe de altă parte, am avut vestul Europei, care a avut o cu totul și cu totul altă abordare și înțelegere a rolului minorităților etnice. În ultimii ani, Consiliul Europei de la Strasbourg a jucat un rol extraordinar în reconsiderarea rolului minorităților etnice la nivel european, dar și la nivelul fiecărei țări membre. I mentioned that because there was a very important document which was negotiated in 1995. Am menționat Consiliul Europei la Strasbourg pentru că există un document foarte, s-a semnat un document foarte, foarte important în 1995. And is this the document with the title Convention for the Protection of National Minorities? Și acest document are titlul pentru protecția minorităților naționale. Now, interestingly, all member states of the Council of Europe, they can define themselves who they consider as national minority. Și ceea ce este extrem de important și de interesant este că în interiorul acestui document, important document, fiecare stat membru al Uniunii Europene poate defini ceea ce înțelege prin rolul și statutul minorităților etnice. So to come back to your question, I think yes, it is recognized in all the member states that they play a very important role, but B, it is also a little bit in every country a little bit different according to who you recognize playing that role. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, da, rolul minorităților este extrem de important, acesta ar fi punctul A și punctul B. Există o mică ceva diferit, pentru că în fiecare țară, dat fiind că este definită diferit, în fiecare țară există particularități. Now, when we come to Romania, we have to read the Romanian Constitution. And here we have in Article 6 of the Romanian Constitution, we have a reference to that, which says that it is recognized for the state and for the development of democracy in Romania that everybody should enjoy also its right as a member of a group. Revenind la România, există Constituția României, care la articolul 6 al Constituției face referiri la acest subiect și se precizează foarte clar că este recunoscut faptul că în fiecare stat și pentru fiecare stat și pentru fiecare democrație rolul și drepturile minorităților sunt garantate și sunt importante. But it says also the Constitution that the enjoyment of that recognition has to be done without discrimination and according to the law. Dar în același timp este precizat că fiecare minoritate care se bucură de drepturi și de
obligații, are în același timp responsabilitatea să se supună legii țării respective. Da, este și frumos și adevărat. Aș vrea să vă facem o surpriză și vom pune prima melodie. Este momentul, știți, eu când am venit să fac voluntariat la radio, am învățat că trebuie să fie un foarte bun echilibru între cât vorbim și cât ascultăm. Revenim, nu plecați, rămâneți cu noi, suntem la Radio Shalom, Universul la Feminin. Am revenit. Sperăm că v-a plăcut la fel de mult cum ne-a plăcut nouă în studio această piesă muzicală deosebită. Este o combinație între klezmer, tocmai vorbeam aici cu Alex și cred că el ne poate spune o părere mai avizată decât mine, care nu sunt specialist. Da, eu consider a fi undeva între muzică klezmer și muzică
sefardă ale vremilor sefarzi, e o dublă influență în piesa asta. Și pentru că am ajuns aici, dragi prieteni, yes. Pentru că am ajuns aici, se cuvine să vorbim câteva cuvinte despre sărbătoarea în care intrăm peste, cred că, o oră. Este vorba de Purim. N-am să încep să vă spun ce este Purimul. Ascultătorii noștri știu ce este Purimul și avem ascultători de pretutindeni din Statele Unite, în Germania, în Australia, de pretutindeni. Așa că nu o să repetăm ce este Purimul. O să spunem doar că această sărbătoare frumoasă, ca toate sărbătorile evreiești, începe în această seară și cu acest prilej se fac minunatele prăjituri numite humântași, din care avem și noi acum aici pe masă, ca să puteți să le degustați. Pentru dumneavoastră nu am și nici n-am cum să vă trimit, dar credeți-ne, sunt foarte, foarte bune. Acum, pentru că în fiecare an am vorbit foarte mult despre aceste sărbători, anul acesta vreau să folosim ocazia și privilegiul pe care îl avem de a fi în prezența unei asemenea personalități diplomatice de talie internațională. Aș vrea să trecem la subiectul al doilea pe care noi ni l-am fixat, fiind vorba de o emisiune Universul la Feminin și acum așa ca o mică paranteză, between brackets, aș vrea să spun că apreciez foarte mult că ați venit în universul nostru. Aș vrea să vorbim despre rolul femeii în societatea modernă. Ce părere are excelența voastră? Well, first I'm very happy that we celebrate also, you know, women, because without them we wouldn't be here and sometimes we forget it. I received a WhatsApp last week. It was just before the Women's Day. And there was the teacher asking the student, what is your dream of a woman, future woman? And he said, well, she has to be like a star. And the teacher thought, well, that's a beautiful picture. Explain me your picture. And he said, you know, she comes the evening and she disappears in the morning. Well, I think today we understand that it's not about stars, it's about stars and sunshine. And that we need the woman 24 hours, and we have to recognize that without their contribution to the society we wouldn't be here. Înainte de orice vreau să spun că sunt foarte fericit că există o zi în care este celebrată femeia și pentru fără femeie nu am fi fost aici. Am primit zilele trecute, înaintea zilei femeii, pe WhatsApp o glumă în care un profesor întreabă copiii, elevici, care este visul vostru despre o femeie? Și răspunsul primit este să fie ca o stea. La care profesoara răspunde, oh, foarte frumoasă imagine, dar de ce să fie ca o stea? Pentru că apare noaptea și dispare dimineața. Trecând de glumă, excelența sa consideră că femeia este îngemânarea și a stelei și a strălucirii și a luminii 24 de ore din 24. Now, of course, the question is very justified about the role, and at the same time, very surprising that still today we have to ask these questions. So we have learned during the war how important the role of women were, and few wars contributed also to a different perception of that role of women. I still recall when I was in Africa and I was visiting Rwanda, and I was surprised to see that 50% of the members of the Rwanda parliament were women. And also, equally, they tried also to push very clearly after the Rwandan genocide to have gender equality. So we are speaking about the 90s, but we are still discussing today. 25 years ago, there was a very strong moment in international politics. It was in China and Beijing when the different states adopted the Beijing Declaration,
of equality of gender, you are still not there. And it made that even about 10 years ago, we had even to put more effort into it by creating United Nations Women Organization as a chapter of the United Nations Organization, to be even more focused in our work. Pe de altă parte, excelența sa este puțin surprins că în lume chiar și astăzi punem această întrebare: care este rolul femeii? A străbătut lumea în diverse și a fost în diverse țări și a făcut referire la Africa, în care și Tanzania și Rwanda și 50% din componența parlamentului acestor țări o reprezintă femeile. Și totuși asta înseamnă un echilibru în repartiția, așa numitul gender balance, în repartiția locurilor, între femei și bărbați. Dar toate acestea, acum 24 de ani, a fost nevoie ca în China, la Beijing, să se semneze o declarație care viza avea ca temă centrală rolul și femeii, și acum 10 ani, s-a depus chiar și mai mult efort și s-a constituit la Națiunile Unite, United Nations Women, astfel încât la nivelul întregii planete să se concentreze mai mult asupra rolului, condiției și situației femeii în lume. Este adevărat că la nivel declarativ, și cred că asta este valabil pretutindeni, se vorbește despre această egalitate de gen, dar la nivelul realității obiective de zi cu zi putem vorbi mult mai puțin despre egalitatea de gen și despre, chiar și despre salarii, dacă vorbim în domeniul practic al modului de a cuantifica valoarea și contribuția muncii pe care o desfășoară. Există încă diferențe și iată de ce totdeauna trebuie să păstrăm tot timpul steagul sus și să fim foarte atente la acest lucru, pentru că femeile sunt around the clock. Ele muncesc practic și în job-ul pe care îl au, dar și acasă, și toate încearcă să le facă la fel de bine. Absolutely, this is a very important point, but I'm glad to tell you that this afternoon I learned something very important. We had a staff meeting at the embassy, and one of my staff presented statistics about the gap of payment, what you just mentioned, of salaries. And Romania has, in Europe, one of the smallest gap between man and woman, which is only 3%. Yes. In other countries, it's double digit of gap. So Romania actually is outperforming many, many other, or even the majority of all the other European countries. So that's good news for the radio listeners in Romania. Da, noi avem și în Parlamentul României avem o comisie dedicată egalității de gen. Da. Și chiar o doamnă deputat foarte activă acolo, da. Da. Excelența sa a subliniat faptul că Serena a ridicat un subiect foarte important, cel al salariilor și al diferenței care există încă între plata salarială pentru femei și pentru bărbați. Excelența sa a menționat că astăzi, după amiază, a aflat un lucru foarte important în întâlnirea săptămânală a ambasadei. Un coleg de-al nostru, o colegă de-a noastră, a menționat că a studiat statisticile privind salarizările și a constatat că România are una dintre cele mai mici diferențe în ceea ce privește salarizarea bărbatului comparativ cu salarizarea unei femei. Este chiar cea mai mică, nu? De 3%. În alte țări este dublu sau chiar mult mai mult decât dublu. Așa. Prin urmare, din acest punct de vedere, România este în top. În topul pozitiv. Da, suntem și noi în topul pozitiv, ceea ce este foarte, foarte bine. Aș propune să mai ascultăm o melodie și pe urmă să intrăm puțin în timpul dumneavoastră liber, atât de puțin cât este el. Poate vorbim puțin despre familie. So,
So if you we will take another song, and afterwards our friends will be very interested about your free time, about hobbies, and about let's say how you balance the profession with the hobbies. Alegerile muzicale și aș vrea să mulțumesc în mod deosebit pentru alegerile pe care excelența voastră le-a făcut. Mi-au atins sufletul, este o notă personală și cred că și ascultătorilor noștri. Traduci tu? It's okay.
It's okay. Okay. Am văzut printre multele limbi pe care excelența voastră le vorbește, sunt 9 sau 10, am văzut că ați luat un training în 93 în Israel și cred că cumva această muzică și aceste lucruri frumoase vin de acolo. Poate că au o mică legătură și cu momentul în care ați luat acel training în 93. Yes, true. I was not the first time in 93 in Israel. I served in 89 and 90 in Jerusalem, and I was working for Tzlav Adom. And I have also from my family, from my mother's side, Sephardic heritage, and I think it was also going back to certain roots, and with that comes definitely also the interest to the language, to the culture. We can feel this, not to understand. Here it's a kind of feeling. We feel this if we listen the music and your choices in terms of songs. Thank you very much, and I very, really, very much appreciate from the bottom of my soul. Now let's speak a little bit about family, if you allow us, Your Excellency. As I know, your wife is also a diplomatic lady, and this make a little, you know, interesting and challenging the life. And the two boys, they are not boys, they are gentlemen, and I love very much their names, Nathan and Isaac. So let's speak about the family. We are in your hands. Thank you. You know, there is this saying, why to make things easy if you can make it complicate? So. Da. O să traduc și ce a spus domnul ambasador, excelența sa, înainte. Da. În legătură cu legăturile cu Israel. Da. Excelența sa a fost, e adevărat, în 1993 în Israel. Este lucru menționat, este un subiect menționat în CV-ul dumnealui, care este cunoscut acum. A fost de asemenea și între anii 1989 și 1990, dar și pe linia familiei, pe linia mamei, există o legătură, deci de familie și de cultură, cu Israel. Și acum, revenind la familie, Serena a menționat faptul că soția excelenței sale este ambasador de asemenea, deci este un diplomat, că băieții dumnealor, Nathan și Isaac, au un nume care sunt foarte, care rezonează foarte mult cu tot ceea ce înseamnă cultura evreiască, și este întrebat acum domnul ambasador dacă, și suntem în mâinile dumnealui, dacă vrea să dea câteva elemente despre familie. Și domnul ambasador a spus, sunt în genul acela de situație încât de ce să facem lucrurile simple când pot fi complicate. So my wife is a Swiss ambassador in Denmark. I'm here. My youngest son is also in Denmark with my wife, and we meet every second week, more or less. And the oldest son, he is in Africa, where we had our last posting, and he tries a startup farming project. Soția excelenței sale este ambasador în Danemarca, este în Copenhaga. Întâlnirile familiei se desfășoară o dată la 2 săptămâni. Băiatul mai tânăr este în Danemarca, iar băiatul mai mare este în Africa și încearcă un proiect în domeniul fermelor. Are un proiect acolo care vizează fermele agricole. I suppose in ecological field, that means it's an ecological You are very good at guessing. Thank you very much. You're foarte bun în a ghici. You know, I have to be being here. Yes. De formație profesională. Da. Aș
Vă spun că eu citind așa palmaresul pe care îl are excelența sa, am fost foarte impresionată de diversitatea aspectelor pe care le-a acoperit până acum de-a lungul carierei. Aș vrea să întreb, pentru că asta este o curiozitate pur feminină și nu pot să mă abțin să nu întreb, care este hobby-ul dumneavoastră? De exemplu, hobby-ul meu este grădinăritul, știe toată lumea. So, have you understood? About the hobbies. Yes, about the hobbies, and he likes the gardens. She likes the gardens. Well, I really like also garden, and I can reveal today a secret that I'm also a winemaker. Good. in Switzerland, small winemaker. Yes, you mentioned the ecology, and I do believe that we have to pay more attention how we farm, what we farm, why we farm, and where we farm. So I had an experience with a few friends who ventured into winemaking in another country, when we realized how much pesticides and other things were sprayed, and I was, frankly speaking, I was shocked. Ok. Și excelența sa are un hobby, place foarte mult să grădinărească și în acest context a mărturisit că este pasionat în a produce vin, este, mă rog, nu cantități semnificative, cantități mici. A menționat ecologia, așa cum a menționat-o mai devreme și Serena, și crede că este foarte important cum facem, ce facem, când facem agricultură și cum ne ocupăm de ferme, și a avut o experiență interesantă, tot cu un producător de vinuri, de la care a aflat cantitatea de pesticide care este folosită și a fost acest lucru, această informație l-a șocat pur și simplu. So, I was looking into it to understand what is the future of winemaking, because, you know, we consume not only on Friday evening wine, but also during the week, most probably. And I discovered something very beautiful, that there were a tremendous research being done in creating new plants, new wine grapes, new wine stocks, which are resistant to fungus. We called them PV. It has a German abbreviation because it was developed in Germany and Switzerland. Revenind la informația aceasta privind pesticidele și agricultura, privind înăuntru, încercăm să înțelegem viitorul, pentru că ne place să consumăm un pahar de vin nu numai vinerea, dar și în timpul săptămânii. Și atunci cred că cea mai mare frământare și cea mai mare provocare este să vedem cum reușim să producem fără să creăm pagube sau daune pe timp lung pământului. So I visited then one expert in Switzerland who was very well known to be really an expert in that field of these new grapes which are fungus resistant. And he totally convinced me that this is the right way. So I single-handedly, I planted with my two sons who helped me to prepare my plot and to plant it. In April 2015, I planted my new stocks, and they carry strange names. It's called Solaris, Bianca, Johanniter, Divico. So all new names that you will not find on the menu card, most probably if you go to even a very, very good restaurant, they will not have it. So I call it the wine of the future. It's wonderful. It's wonderful. I think it should be a great pleasure to taste your own wine prepared by you on an ecological soil. You know, this is a problem. Now the people are doing research in the field of what type of bio
materials to use in order to protect the plants, because we have a big problem because of the pollution in the entire world, and the tomatoes are not the same, and anything it's change. So it's difficult to learn all this. It's only a learning by doing. We need some time to do ourselves and to be able to apply in the future. Excelența sa, în contextul informațiilor pe care le-a obținut privind poluarea solului, a vizitat un expert elvețian foarte cunoscut în domeniu și pe care l-a consultat și care i-a dat câteva repere și câteva sfaturi cum să cultive vița de vie într-un mod cât mai bio și cât mai ecologic. Și atunci, în 2015, a luat hotărârea să facă acest lucru singur, dumnealui, ajutat de cei doi băieți. A plantat soiuri noi care au nume ciudate, cum ar fi Solaris, Bianca, așa mai departe, și le-a denumit într-un grup generic ca fiind vinul viitorului. Serena a menționat efectele negative ale poluării și ale principiului să învățăm făcând lucrurile mai bine. Și mai ales substanțele pe care să le folosim ca să putem proteja. Și mai există și simbioza, în care sunt anumite gâze care se pun în jurul plantelor și care... Insectă. Bims. Bugs. Bugs, pentru că nu sunt bins. Care pot să protejeze plantele de jur împrejur sau alte plante, cum este cimbru, de exemplu, la noi. Sunt foarte multe, că eu mă ocup și eu în micul meu plot. Well, another hobby is beekeeping. Alt hobby este stupăritul. Albinele. This is not something simple. I saw it's very difficult to do this. You are right. I'm still a student. I do believe we are all our life. We are students. We are learning all. Yes. Și în domeniul stupăritului, excelența sa a spus că este încă un elev. And where are your beans? Here in Romania or in Switzerland? They are here in my little garden. I have two beehives. Understand. Yes. And you take care yourself? I take care, yes. Oh, yes, yeah. But I have to tell you, I haven't tasted yet my honey because I passed an agreement with the two queens. It's quite strange for a Republican to pass an agreement with two queens, not only one. And I said to the queens, look, it's hard winter. You use the honey you want because, you know, they need also to eat. But in April, when the winter is over, what you haven't consumed, I take. Da, și excelența sa are doi stupi, chiar în grădina aici, la reședință în București, și a făcut un acord, a încheiat un acord cu două regine. Și le-a spus acestora, voi veți consuma toată mierea care există, dar în aprilie când vine timpul, voi fi eu beneficiarul mierii pe care voi o produceți. If you want to tell something else? Yeah, well, yes. I can't finish not mentioning my biggest hobby, which is music. This I do believe because and piano, playing the piano. Yes. Nu poate încheia fără să amintească că cel mai mare hobby al dumnealui este muzica și să cânte la pian. And I have to mention that at radio station Shalom Romania because it has a link to Romania. Și trebuie să menționeze la Radio Shalom România pentru că are o legătură cu România. When I was taking as a very young student at the music conservatorium in Lucerne, in my hometown, piano lessons. Când a luat lecții de pian în conservatorul din Lucerna și era foarte tânăr. The teacher of my teacher, there were a couple. He was a student of Dinu Lipati.
Profesorul dumnealui, care era un cuplu, erau... Profesor pe dinul Lipati. So every Wednesday afternoon when I went up the hill to the music conservatorium, I always saw this handsome Romanian picture of Dino Lipati. It was a black-white photograph. And that was really with Dino Lipati and, of course, Samfir. These were the two great musicians which I knew from Romania at that time. Și când lua lecții la pian, observa tot timpul fotografia compozitorului Dino Lipati, o fotografie alb negru, și se uita, o privea cu foarte multă admirație și a înțeles că este unul dintre cei mai mari. Și de asemenea Gheorghe Zamfir. Da, și alături de Gheorghe Zamfir. Sunt cei doi pe care i-a luat ca referință. Da, da. Noi mulțumim, considerăm o apreciere pentru toată lumea și ne dorim din suflet ca ascultătorii noștri să fi fost împreună cu noi pe parcursul acestei ore, care fie că vrem, fie că nu vrem, este pe cale să se termine. Trebuie să recunoașteți cu toții, dragi prieteni, că nici nu știți când trece timpul la Radio Shalom împreună cu noi și cu o distinsă personalitate. Sorry, one last question. Te rog. You said about all the places you've been to, but in your home country, which is your favorite place? I think this is a question I really can't answer. Perhaps next time when you invite me, yes, I can answer that. I cannot answer either. Deci întrebarea a fost în țara, în Elveția, care ar fi cea mai favorit loc pe care domnul ambasador îl are, și domnul ambasador a spus, îi pare rău, dar nu poate răspunde încă la această întrebare, poate data viitoare. Noi am luat de bun acest lucru și chiar ne dorim o data viitoare cu domnia voastră. A fost o mare și reală onoare să vă avem aici și o plăcere, ca să vorbim așa mai uman. Dragi prieteni, ne apropiem de încheierea ediției de astăzi a emisiunii dumneavoastră preferate, Universul la Feminin. Astăzi am fost împreună cu domnul Artur Matli, ambasadorul Elveției în România, o personalitate de la care, în primul rând, avem multe de învățat. Vă mulțumim cu mult respect și vă așteptăm data viitoare. Și va fi reluată emisiunea mâine. Da, mâine va fi pentru cine n-a ascultat. And for the end, I have a little surprise for you, a song, a Purim song, but in Ladino, and also in Sephardic way. Toată raba. Ella fue escogida, ella es Esther como la rosa enflorecida. Empezó una nación querida de cruel Amán.
dispensios metrușero. Israel, viva la arena Esther, que mostró tanto placer.